Cu numai câteva zile înainte de sărbătoarea Sfinților Epictet și Astion, în această duminică, înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Sfânta Liturghie la mănăstirea Capidava. Așezământul este închinat celor mai vechi martiri descoperiți în țara noastră. Poposim în duminica cea mai apropiată de pomenirea Sfinților Epictet și Astion aici, pentru că noi credem că Sfinții Mucenici Epictet și Astion, în călătoria lor, venind aici în Dobrogea, vor fi poposiți în locurile acestea unde era port în secolul al III-lea. De aceea, iată, ne bucurăm să sărbătorim pe Sfinții Epictet și Astion și aici, în ziua prăzmirilor pe 8 iulie, chiar la Halmiris, acolo unde Sfintele lor moaște timp de 1711 ani au fost ocrotite în martirionul de sub altarul Bisericii Episcopale de la Halmiris. Situată pe malul drept al Dunării, la câteva sute de metri de vechiul castru roman, în localitatea constanțeană Topalu, mănăstirea Capidava a luat ființă în anul 2007. Cu câteva zile înainte de a sărbători hramul mănăstirii noastre, în cinstea Sfinților Mucenici Epictet și Astion, avem în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, fiind cetatea veche, cetatea Capidava, cetate daco-romană, de aceea înalt preasfințitul a hotărât să facă aici mănăstire în cinstea Sfinților Mucenici Epictet și Astion, ocrotitorii Dobrogei, Sfinți Mari, Sfinți Dobrogeni. Sfinții mucenici Epictet și Astion au trăit în vremea împăratului Diocletian și au fost martirizați la 8 iulie 290 în cetatea Halmiris, lângă localitatea tulceană Murighiol din zilele noastre. În prezent, la mănăstirea Capidava se desfășoară lucrările de construcție ale Bisericii Mari, închinată Sfinților Epictet și Astion.